În ultima conferință de presă a PNL, Giurgiu, vicepreședintele Consiliului Județean Vasile Mustățea, acuză din nou conducerea prefecturii Giurgiu. În afară de faptul că Vasile Mustățea nu este mulțumit de faptul că prefectul Nina Carmen Crișu îi atacă în contencios administrativ majoritatea hotărârilor aprobate în ședințe, președintele Consiliului Județean a adus de această dată o acuzație foarte gravă. Din spusele acestuia se pare că prefectul de Giurgiu ar fi încălcat flagrant legea. Este vorba despre un ordin al prefectului care a constituit o comisie formată din 7 persoane, care să verifice toate contractele de achiziție ale DGASPC Giurgiu. O comisie constituită abuziv din punctul de vedere al președintelui Consiliului Județean, acesta declarând că instituției prefectului nu îi revine această calitate. Pe lângă prefect acuzați de abuz în serviciu de către Vasile Mustățea, se mai află și Inspectoratul de Poliție, precum și Administrația Financiară. Ținând cont de faptul că prefectul nu verifică decât actele administrative, adică hotărârile de Consiliu și dispozițiile primarilor, și în același timp ținând cont de faptul că contractele sunt acte de gestiune și nu intră sub incidența controlului instituției prefectului, sunt normal că directorul direcției nu a permis cu aceste comisii. Nina Carmen Crișu spune că niciodată nu a aplicat nimic fără un temei legal sau fără să se documenteze în prealabil înainte de a decide ceva. De fiecare dată spune că tot ceea ce fac eu sunt abuzuri. Interesant este că niciodată aceste abuzuri nu au fost confirmate de nimeni altcineva decât de dumnealui, drept pentru care m-aș întreba ce constau abuzurile astea și ce finalitate au avut ele. Referitor la acuzele în speță, v-aș spune decât că principala atribuție a prefectului este aceea controlului de legalitate, control de legalitate atât pe acte administrative și apropo de acte administrative, domnul președinte ar trebui să știe căci contractele care sunt încheiate, contractele de achiziții publice, sunt clasificate ca și acte administrative conform legii 554 a contenciosului administrativ. Deci erau oricum niște acte administrative. Mai multe dezvăluiri despre acuzațiile vicepreședintelui Consiliului Județean, cât și răspunsurile prefectului la acestea, veți urmări pe larg în cadrul emisiunii Audiența, moderată de Florina Drăgulin, care o va avea invitată pe Nina Carmen Crișu, reprezentantul guvernului în teritoriu.